doamnelor și domnilor, președintele României de îndată a desemnat primul ministru după căderea guvernului ieri în Parlament și după consultările cu partidele. Surpriză, sau mai degrabă nu, premierul desemnat este cel care a fost demis ieri de Parlament, și anume Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal. O avalanșă de opinii, de atitudini, de semnale care vin din partea liderilor politici ne demonstrează că ceea ce a făcut în această seară Klaus Iohannis nu va reprezenta soluția rapidă pentru ieșirea din criză. Căderea unui guvern prin moțiune de cenzură reprezintă un moment de criză politică. Dacă președintele crede că prin această nominalizare se va rezolva criza, cu siguranță nu asta este calea. Dar dacă președintele și-a propus să ducă până la capăt această criză, să o extindă un pic până la declanșarea alegerilor anticipate, atunci a luat decizia potrivit acestei strategii. Președintele Iohannis este cel mai mare avocat al alegerilor anticipate. Realizează probabil că doar acum Partidul Național Liberal mai poate valorifica scorul bun pe care îl are în sondaje. Dacă se fac alegeri anticipate în mai-iunie, PNL-ul este încă pe cai mari. Dacă se fac în noiembrie, s-ar putea să fie prea târziu pentru Partidul Național Liberal. Drept pentru care președintele Iohannis, în ciuda tuturor reacțiilor negative care vin din partea formațiunilor politice, cu excepția Partidului Național Liberal, îl desemnează din nou pe Ludovic Orban prim-ministru. Acesta trebuie să strângă o majoritate de voturi de cel puțin 233 pentru a fi investit. Senzația mea este că nu se dorește nici reinvestirea guvernului Orban, nici câștigarea unei noi majorități parlamentare, ci se dorește ceea ce președintele a spus în mod repetat de când a câștigat al doilea mandat. Trebuie să mergem la anticipate. Veți vedea reacții foarte interesante din mediul politic, ce au spus liderii partidelor după întâlnirea cu președintele Iohannis. Îl vom vedea și pe acesta, vom vedea și decretul pe care l-a semnat alături de mine în prima parte a emisiunii.